Anul nou vine întotdeauna cu o listă cu rezoluții. Este un moment al planurilor, al dorințelor de îndreptare sau schimbare, al stabilirii de noi scopuri și priorități, dar și unul al bilanțului. Ce și-au propus românii pentru anul acesta, în ce măsură au reușit să împlinească și ce așteptări au de la ei înșiși pentru 2024, este tema ultimei ediții din acest an a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Părinte, care ar trebui să fie gândurile noastre la sfârșitul anului 2023 și în general la un sfârșit de an? Din punct de vedere uman, să vedem ce am putut face, ce am fi putut face. Trebuie să le punem în rânduială și pe cele materiale, cele necesare celor din jurul nostru, celor nouă pentru existență, dar trebuie să ne gândim și ce fonduri alocăm și celor duhovnicești. Întotdeauna, în general, în modul de organizare a unei gospodării, a unei vieți, din punct de vedere material, întotdeauna trebuie să pui o cotă și pentru suflet, în sensul și să împarți la săraci o parte, să ajuți pe un nevoiaș. Când îți faci bugetul acolo, întotdeauna să ai o sumă și pentru cele sufletești și pentru aproapele tău. Să conștientizezi că tot ce ai este de la Dumnezeu. Și atunci să te gândești de ce mi-a dat mie Dumnezeu multul sau puținul. Mi-a dat puținul ca să mă smeresc, mi-a dat puțin ca să mă încerce, să vadă dacă reacționez cu nerv, cu deznădejde, că n-am ce mânca. Pentru ce mi-a dat mult? Ca să-mi măresc hambarele? Sau mi-a dat-o și cu responsabilitatea de a da și celui ce n-are? Ultima ediție din acest an a emisiunii Cuvânt pentru Suflet va fi difuzată mâine de la ora 18.